Servus, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Pentru cei care sunteți noi, sunt Mihai de la canalul iDo și astăzi vreau să vă prezint soluția oferită de Microsoft pentru tabla online. Se numește Whiteboard de la Microsoft și vreau să vă arăt cum o accesați, cum o folosiți și cum se integrează în Microsoft Teams. Sper că ați văzut postarea anterioară în care am prezentat ce înseamnă Microsoft Teams și cum se poate folosi pas cu pas pentru începători. Ca și informație suplimentară, până acum v-am prezentat deja două soluții de table online. Este cea de la Google, Jamboard-ul, și cea de la Whiteboard.fi, în care poți să lucrezi interactiv cu fiecare elev sau cu fiecare membru al unei întâlniri în parte. Să trecem la treabă. Ca să putem folosi Microsoft Whiteboard, trebuie să folosim Microsoft Teams. Prezentarea anterioară. Și acum, am deschis Microsoft Teams și sunt autentificat cu contul meu de iDo aici. Și acum, ca să pot folosi whiteboard-ul, trebuie să fiu într-o întâlnire. Și avem aici, în meniul ăsta din stânga, activități, chat, echipe și întâlnire. La momentul ăsta avem așa, întâlniți-vă acum, deci să pornesc o conferință la momentul ăsta sau pot să o planific. Ca să arăt cum se folosește tabla, voi folosi întâlniți-vă acum. Fac setările de sunet, de cameră, tot ce-mi trebuie. Nu pornesc camera că nu am nevoie acum. Am sonorul calculatorului, pornim întâlnirea. În momentul acesta pot să copiez link-ul să-l trimit la alte persoane sau să-l trimit prin e-mail. Deocamdată ne axăm doar pe prezentarea asta de la tabla online. După ce am deschis întâlnirea, avem un meniu aici în partea de sus. Și ultimul butonel de aici este Partajați conținut. Și deschidem Partajați conținut. Aștept puțin și dacă ne uităm în partea asta de jos, avem desktop, deci pot să-mi prezint desktop-ul. Ferestre, ce ferestre am eu deschise sau, cum se vede aici, tabla online, Microsoft Whiteboard. Și acum deschidem Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard oferă două variante de a folosi aplicația. Una este cea online și care s-a deschis acum la mine aici și una este în aplicația de pe local. În principiu că amândouă oferă aceeași funcționalitate, să poți să scriu pe tablă și să vadă toți membrii participanți din conferință. Există și ceva diferențe între ele și vă spun care sunt plusurile și minusurile. Dacă folosesc varianta de pe web, nu trebuie să instalezi nimica și poți să folosesc tabla asta oriunde, de pe orice calculator, pentru că am acces prin browser la aplicație. Aplicația care se instalează pe calculator are câteva funcționalități suplimentare și o să vi le arăt, doar că trebuie să instalezi aplicația pe local. Deocamdată prezint varianta asta online, după care descărcăm aplicația, o instalăm pe local și folosim și acolo cu funcțiile suplimentare. Acum, după ce am deschis aplicația, vreau să trec un pic prin ce posibilități ne oferă să putem scrie pe tablă. Deci aici avem câteva culori, putem să scriem cu negru, de exemplu, acum și folosesc mouse-ul din dotare. Dar oricând pot să folosesc o tabletă grafică. Am câteva tutoriale cu tablete grafice. Dacă sunteți interesați, uitați-vă pe canalul iDo și veți găsi fără nicio problemă. Pot să scriu cu altă culoare. Și așa mai departe, am și verde și albastru. Dacă am greșit ceva, vin cu guma, cu radiera și pot să șterg. Mai putem să scriem cu tastatura calculatorului. Text demonstrativ în whiteboard. Și acum am folosit tastatura calculatorului. Pot să mut pe tablă toate elementele sau pot să iau unul singur pe care să-l repoziționez unde îmi place mie. Pe ecran se poate adăuga și o notă. Asta poate fi poziționată complet cu totul sau individuală. Aici scriem care răspuns este cel corect. Pentru ce am scris pe tablă am câteva elemente de personalizare, deci dacă mi-aleg notă pot să schimb aici culoarea notei, la fel pot să șterg elementul. Pentru textul ăsta demonstrativ pot să vin la fel și să schimb culoarea textului, în ce culoare îmi place mie sau să șterg. Butonul ăsta de panoramă și zoom îmi dă posibilitatea atât să mut conținutul în cadrul tablei, dar pot și să micșorez, de exemplu, acest conținut. După ce l-am micșorat, am mai mult spațiu pe tablă, mă duc într-o altă parte, adaug o altă notă pe care o mut și aici pot să fac zoom doar la bucata asta de tablă. Asta ca să ai cumva o tablă mai mare, ai scris, o muți, iar scrii, iar muți și așa mai departe.
Aici avem o parte de setări, putem să exportăm tabla în fișier imagine PNG, PNG, este singura opțiune, și pot să dau dreptul și la alți participanți să editeze pe tablă. Acum este by default implicit că toți pot edita, dar pot să iau dreptul lor și să fiu doar eu singurul care scrie pe tablă. Cam asta este varianta de web. Acum vreau să instalez aplicația pe local și să vedem ce funcționalități suplimentare există în aplicația de pe local. Deci deschid aplicația, obținem aplicația de Windows, se deschide magazinul de la Microsoft, se face download la aplicație, după care o instalez. Până să instalez aplicația, eu acum închid prezentarea la tabla online din web. Am închis și prezentarea din Microsoft Teams, instalez aplicația, după care vă prezint și vă arăt cum se integrează și aia în Microsoft Teams. Lansăm aplicația, trebuie să fim de acord cu politicile de la Microsoft, trebuie să mă autentific, m-am autentificat cu contul de la IDU, cu care și lucrez în Microsoft Teams, nu vreau să trimit niciun diagnostic data, let's go! Acum am deschis aplicația de whiteboard instalată pe calculator. Să vedem ce funcționalități avem în plus față de aplicația web. Deci partea asta de scris, avem creioanele, pot să-mi aleg creionul, ce am în plus aici este grosimea, pot să-mi aleg din 4 dimensiuni. Folosesc tot mouse-ul din dotare. Putem să alegem o grosime diferită, aici mai subțire, pot să subliniez. Putem să schimbăm creionul, dar putem să schimbăm și culoarea. Dacă ceva nu-mi place, pot să șterg. Pot să vin și să iau guma și să șterg tot ce este aici. Pe de altă parte, dacă am șters ceva din greșeală, avem butoanele de undo, care reface ultima operație sau să refac ștergerea, redo. Ce avem aici în plus este un marker. Pot să-mi aleg grosimea, pot să-mi aleg culoarea și să vin și să marchez un anumit text. Avem aici ca unealtă și o riglă ca să poți să tragi linii drepte. Îți iei creionul și vin și trag o linie dreaptă cu rigla, după cum se vede. Da. Mai avem aici o unealtă de selecție. Pot să vii să selectez un element de pe tablă, pot să schimb culoarea dacă doresc, pot să-l copiez, se fac cut și paste, pot să-i dau ștergere sau să adaug un anumit text. Cu unealta asta de selecție pot să selectez și alte elemente de pe tablă și la fel pot să le schimb culorile, pot să-i copiez, de exemplu, și să pun în altă parte, să șterg sau să-i adaug o mențiune. Avem și la tabla asta de pe local un meniu. La partea de meniu aici avem Active Pen. Deci pot să folosesc tabletă grafică. Dacă ne uităm, acum mai am câteva tool-uri suplimentare. Pot să adaug un text simplu. Îl mut unde îmi place mie. Acesta este text de la tastatură. Pot și la ăsta să îi dau un like, pot să schimb culoarea, pot să-l copiez, pot să-l șterg, pot să-i fac cut și paste în altă parte. Următoarea unealtă de aici este să adăugăm o notă. Este exact aceeași notă care se folosește și pe web. Putem să-i schimbăm culoarea la notă, ca și pe web. Ce este iar în plus aici, putem să adăugăm o imagine pe ecran. Poate să fie de pe local, de pe web sau din camera laptopului. Deci mă aleg aici imaginea pe care mi-o doresc, o poziționez unde îmi place mie și pot să o măresc sau să o rotesc cât să fie vizibilă pentru toată lumea. Mai am posibilitatea să adaug și un meniu și sunt câteva posibilități, grid, preview, listă și așa mai departe, template, PDF, pot să adaug ceva de genul acesta, un grid, sau așa mai departe. Asta în funcție dacă le găsiți utile. Acum sunt cu tabla pe local. Deschidem din nou Microsoft Teams și creăm acum o nouă întâlnire, un nou meeting. La fel, pornim aplicația, sunt cu aplicația de Teams de pe local. Pot să împărtășesc cu altcineva și acum vreau să partajez conținut de pe calculatorul meu. Și dacă ne uităm, avem tabla online, care este aplicația de web și avem acum aplicația de Microsoft Whiteboard, care este de pe calculatorul meu, de pe local. Și acum tot ce am creat eu pe tablă, ca și aplicație, se vede sharing, se face sharing, se împărtășește cu toți membrii întâlnirii. Da? În continuare eu pot să vin să folosesc tabla, pot să șterg de pe tablă,
pot să mut elementele de pe tablă, deci pot să fac orice modificare pe elementele de pe tablă, vin, dezactivăm aici Active Pen-ul și acum pot să scriu text normal. Folosesc mouse-ul, putem să transformăm partea asta de scris în anumite forme. Mă străduiesc acum să creez un pătrat cât de cât. Vedeți, mi-l transformă în pătrat sau pot să fac un triunghi. L-o descoperi și pe ăsta. Mai avem aici Ink to Table. Dacă vreau să fac un tabel, vedeți, mi-l transformă, pot să adaug linii sau coloane la tabela mea. În meniu aici la Object Snapping, cumva să alinieze obiectele unul cu altul, să pot să-l aliniez cu alte obiecte de pe ecran. Putem să exportăm tabla și avem două variante aici, Image PNG cum avem și pe web și avem și High Quality, deci este o imagine la o calitate mai bună. Putem să folosim niște elemente ajutoare în background, avem aici format background, putem să folosim pătrățele sau putem să folosim linii pentru scris. Pe chestia asta putem să schimbăm culoarea la fundal, dacă dorim să fie altă culoare decât cea standard. Tot din meniu putem să mutăm bara de unelte și aici avem stânga, dreapta sau jos și mai putem să curățăm tabla complet. Clear canvas și am terminat tot ce am scris pe tablă. Tot ce v-am prezentat aici a fost tabla ca aplicație pe desktop în cadrul întâlnirii din Teams, din Microsoft Teams. Dacă vin sus și stau puțin, este opriți prezentarea. Sunt în continuare întâlnirea de la Microsoft Teams, dar nu mai îmi prezint nicio aplicație de pe local. Pot oricând să revin, deschidem și avem cele două variante, Microsoft Whiteboard, care este aplicație de web implicită care mi oferă Microsoft-ul și dacă am deschis aplicația de pe local, o avem aici tabla și pot oricând să încep din nou să scriu aici și să prezint celor din cadrul întâlnirii. Închidem tabla albă, ieșim din întâlnirea de la Microsoft Teams și cu asta am cam terminat. Dragii mei, cam asta a fost prezentarea de la Microsoft Whiteboard sau tabla online oferită de Microsoft. Sper că ați găsit informații utile și astăzi. Dacă v-a plăcut prezentarea, dați un like, dați un share cu prietenii și cu colegii voștri, poate sunt și ei curioși cum se folosește și nu uitați să vă abonați, să nu ratați următoarele postări aici pe canalul de la IDU. Vă doresc zile minunate și mult spor la treabă. Ciao, pa!